Dragii mei, bun găsit! Nu-i așa că și voi iubiți aripioarele de pui? Și noi le iubim! Cu cât sunt mai bine rumenite, mai crocante, mai lipicioase și mai picante, parcă cu atât le iubim mai mult. Dar, cum mă știți, mie nu-mi place să mă complic și ca să nu aprind cuptorul de două ori sau ca să nu folosesc și cuptorul și plita, obișnuiesc să fac aripioarele la un loc cu cartofii în aceeași tavă ca să scap simplu și repede. Aripioarele gătite astfel vor fi crocante, vor fi frumos rumenite, fragede de se desprinde pe os și lipicioase, de e o plăcere să-ți lingi degetele după ele. Cartofii sunt moi, sunt aromați, sunt usturoiați, sunt absolut perfecți lângă aripioare. Dacă totuși la final nu s-au mâncat toate aripioarele și toți cartofii, nu vă panicați! Le puneți într-o caserolă și a doua zi le încălziți la microunde sau în cuptorul mare. Vor fi excelente, la fel de bune ca atunci când le-ați scos din cuptor. Și acum gata cu vorba, haideți să vă arăt rețeta! Avem aici lista ingredientelor, rezultă cam 4-6 porții, depinde cât de mâncăcioși sunteți. Lista pare lungă, dar sunt multe condimente acolo. Găsiți lista și la descrierea videoclipului ca să o citiți mai ușor, dar vă spun ingredientele și pe măsură ce le adaug în rețetă. Eu am cumpărat de la o măcelărie din piață 800 de grame de aripioare de pui. Au fost deja secționate, deci tăiate în două pe articulație. Eu le-am mai tăiat vârfurile doar și dacă e nevoie, și de obicei la aripioare este nevoie, le mai pârlim puțin cu o torță de bucătărie sau la flacăra aragazului. După ce le-am cosmetizat pe toate și ne-am asigurat că nu mai au tuleie, luăm un castron mare, încăpător, că aici va trebui să condimentăm toate aripioarele și punem așa 50 de ml de ulei de măsline. Eu am aici 20 de ml de oțet balsamic. Dacă nu aveți, puteți să înlocuiți cu vin alb sau vin roșu sau suc de lămâie. 2 lingurițe de muștar. Mie îmi place la nebunie muștarul acesta cu bobițe, muștar franțuzesc. De asemenea, puteți folosi orice muștar aveți în casă. 2 lingurițe de miere, ne ajută la crusta aceea caramelizată și la o culoare frumoasă. Pudră de usturoi și boia dulce, câte o linguriță din fiecare. O linguriță de fulgi de chili, adică ardei iute, uscat și măcinat. Sare și piper râșnit proaspăt, după gust. Am mai pus aici o rămurică de rozmarin. Eu am un ghiveci cu rozmarin în balcon. Dacă nu aveți, puteți să puneți și rozmarin uscat. De asemenea, puteți să vă jucați cu proporția condimentelor după cum vă place, după gustul vostru sau după ceea ce aveți în casă. Nu e neapărat nevoie să puneți exact ca mine. Obținem o marinadă cam ca un sos, groasă, lipicioasă, care curge destul de greu. Punem aici aripioarele și acum faceți cum doriți. Puteți să vă puneți mănuși sau să amestecați cu o lingură, dar în bucătărie eu una nu mă feresc să mă murdăresc pe mâini. În plus, și mănușile pot fi murdare pe mâini, știu sigur că m-am spălat. Am amestecat aripioarele să ajungă marinada peste tot. Am acoperit castronul cu un capac și le las 30 de minute la temperatura camerei să se pătrundă de arome. Între timp, ne ocupăm de cartofi. Am aici niște cartofi roz pe care i-am curățat de coajă, i-am spălat și apoi i-am tăiat cuburi nu foarte mici. Cartofii mai micuți i-am tăiat în sferturi, cartofii mai mari i-am tăiat în cuburi cam de 4-5 cm. Am uns tava cu puțin ulei. Folosim puțin ulei și puține condimente la cartofi pentru că va curge peste ei și grăsime și arome de la aripioare. Așa că doar am uns tava cu puțin ulei și am presărat sare și piper. Și pentru că ne plac cartofii usturoiați, am tocat mărunt din cuțit 3 căței de usturoi și încă o rămurică de rozmarin pe care l-am tocat fin. Și le-am presărat de asemenea peste cartofi.
să vedeți ce arome vor avea cartofii aceștia. Ușor usturoiați, rozmarinul se potrivește de minune, plus restul aromelor care mai vin din aripioare, vor fi o nebunie acești cartofi. Așezăm aripioarele peste cartofi și marinada care mai rămâne în castron, o luăm cu o lingură și o distribuim pe fiecare aripioară, pentru că e absolut delicioasă și chiar nu vrem să o pierdem. Tava cu cartofi și aripioare merge la cuptor la 200 de grade pentru 35-45 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia. Eu am verificat aici după 35 de minute. Aripioarele erau făcute, dar cartofii parcă i-aș mai fi lăsat puțin, așa că am închis cuptorul și am mai lăsat tava acolo încă 10 minute. Deci, în total, aripioarele mele și cartofii s-au gătit 45 de minute. Aripioarele cu cartofi la cuptor merg bine alături de murături, așa că poate aveți gobonele sau ogoșari sau castraveți murați sau până la urmă puteți să faceți o salată simplă de crudități. Avem rețeta pe canal și o să vă las aici în dreapta un link ca să o găsiți ușor. Și așa arată tava cu aripioare și cartofi proaspăt scoasă din cuptor. Presărați un pic de pătrunjel care să înveselească farfuria și bucurați-vă de un prânz pe cinste. Cartofii sunt cremoși și extraordinar de aromați. Aripioarele sunt rumenite, crocante, lipicioase, dar foarte fragede. Efectiv, se desprinde carnea de pe os. O să vă placă tare mult mâncarea aceasta, altfel destul de simplă. Dacă o încercați, vă aștept părerile în comentarii. Până la rețeta viitoare, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, numai bine!